Fiecare suflet are o poveste. Unele povești sunt triste, altele sunt pline de fericire și iubire. Fiecare poveste este specială și merită să fie spusă. Poveștile au viață trăind în fiecare dintre noi. Întâlnim oameni pentru care îi suntem recunoscători vieții că ne-a dăruit. Întâlnim oameni cărora le purtăm recunoștință pentru tot ceea ce au adus bun și frumos în existența noastră. Sunt oameni care intră în viața noastră pentru a ne ajuta să devenim ceea ce trebuie să fim. Sunt acei oameni de la care avem de învățat și care sunt demni de urmat prin exemplu bun oferit. Aceștia ajută la educația noastră, formându-ne personalitatea. Întâlnim oameni de care ajungem să depindem sufletește, dar pe care îi pierdem într-o zi. Întâlnim suflete care trăiesc pentru noi și care ne fac fericiți, oferindu-ne toată dragostea lor. Întâlnim, însă, și oameni care ne mint, care ne rănesc, oameni răi și egoiști, oameni care ne descurajează, care ne pun piedici și care se străduiesc să ne țină în loc. Dar pe niciunul dintre acești oameni nu îi întâlnim întâmplător. Aceasta este bucuria și magia vieții. Noi suntem Vlad și Denisa, bobocii care reprezintă liceul Ștefan Procopiu. Iar aceasta este povestea vieții noastre de până acum. Dar, în locul cuvintelor, este mai bine să lăsăm amintirile să vorbească despre noi. Thank you.